And we're down, we go. Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Despre și pentru bărbați, emisiune dedicată în exclusivitate bărbaților adevărați și a femeilor care știu să îi aprecieze. Știți, o statistică spune că burlacii știu mai multe despre femei decât bărbații căsătoriți. În caz contrar, ar fi și ei căsătoriți. Nu este chiar atât de rău să cunoașteți femeile, suntem și noi niște ființe dornice de a fi iubite, dar și de a oferi dragoste la rândul nostru. Ce facem noi astăzi? Ei bine, astăzi, în cadrul rubricii Fashion, o să înțelegem cum este bine ca bărbații să facă diferențierea de vestimentație în funcție de vârstă. Să știți că există și criteriul respectiv. Bărbatul zilei de astăzi este Bob Marley. Astăzi, apropo, este Ziua Internațională a Pierderii Locului de Muncă. Sincer, noi vă dorim din tot sufletul să nu aveți niciodată această problemă, dar în cazul în care intervine și această dilemă în viață, este bine să știți care sunt soluțiile în cazul respectiv. Invitatul nostru din această seară este un primar exemplu pentru toți ceilalți din Republica Moldova și nu doar. Este vorba de primarul orașului Ialoveni, Sergiu Armașu, care ne va povesti care sunt ultimele proiecte pe care le-a implementat în Ialoveni, dar și care sunt planurile dumnealui pentru dezvoltarea acestei frumoase localități din Republica Moldova. Așadar, avem foarte multe de făcut în cadrul ediției de astăzi, așa că această oră noi vă dedicăm din toată inima dumneavoastră celor mai fideli telespectatori ai Noroc TV. Eu însă vă zic să începem cu bărbatul zilei, tradițional. Dacă nu ar fi existat Bob Marley, nu ar fi existat nici muzica reggae. Bob Marley a inventat muzica reggae. De fapt, a inventat un stil de viață. A promovat o mișcare religioasă, mișcare al considera pe împăratul Haile Selassie, I al Etiopiei, drept regele regilor și zeul zeilor. Mișcarea s-a născut în Jamaica, acolo unde s-a născut și Bob Marley pe 6 februarie 1945. Tatăl său era originar din Anglia. În copilărie nu l-a văzut foarte des pentru că familia tatălui nu era de acord cu o căsătorie interrasială. A locuit împreună cu mama sa în Kingston și a început să cânte împreună cu Bunny Wailer din The Wailers. La 14 ani a părăsit școala și s-a angajat ca ajutor în atelierul unui sudor. Timpul liber și-l petrecea alături de Wailer și Joe Higgs, un cântăresc local. Mulți considera că Higgs a fost mentorul Marley. Cei trei l-au cunoscut apoi pe Peter Tosh. În 1962 înregistrează primele single-uri, One Cup of Coffee și Judge Not, dar nu atrage prea multă atenție. Un an mai târziu, Marley, Tosh și Wailers vor forma o trupă de ska. Inițial, trupa s-a numit The Teenagers, apoi The Wailing Rude Boys, The Wailing Wailers și în final The Wailers. Trupa îmbrățișează stilul Rastafari în 1966, când Haile Selassie vizitează Jamaica. Încep să își construiască un stil propriu atât în muzică cât și în privința stilului de viață. Marley a devenit imaginea formației The Wailers și în curând a fost cunoscut drept Bob Marley and The Wailers. Ei vor cânta împreună cu One Freeze, formația cu rol de backing vocal, în care făcea parte și soția lui Marley, Rita Anderson Marley, cu care se căsătorise în 1966. În 1975 scoate melodia No Woman No Cry, care ajunge hit și în afara Jamaicăi. În 1976 părăsește Jamaica și se mută în Anglia, unde scoate albumele Exodus și Kaya. Cu Exodus va sta 56 de săptămâni în timpul britanic. În 1980 scoate albumul Upstring, în mare parte cu mesaj religios. În 1977, Marley descoperă că are o rană pe piciorul drept. Crede că este vorba de la fotbal. Află însă diagnosticul corect. Marley suferea de o formă de cancer de piele. Este sfătuit de medici să își amputeze piciorul, dar Marley refuză din cauza religiei, care cerea ca trupul să-i fie intact. În timp ce boala se extindea asupra plămânilor, creierului și stomacului, în 1980, în timp ce alerga în New York City Central Park, se prăbușește. Ulterior, încearcă să-și trateze boala la München. Cu câteva luni înainte
înainte de moarte, este botezat într-o biserică ortodoxă din Etiopia. Cu o lună înaintea morții, a primit Ordinul Jamaican de Merit. A dorit să-și petreacă ultimele zile din viața sa în Jamaica. Dar boala l-a împiedicat să ajungă în țara natală. A murit pe 11 mai 1981 în Miami, Florida. A fost îngropat într-o criptă în orașul său natal. În criptă i-au fost puse alături chitara, puțină marijuana și o Biblie. Bob Marley a vândut mai mult de 200 de milioane de discuri în lume, fiind cel mai mare de succes artist reggae din toate timpurile. După moarte, câștigurile sale au atins $1 miliard. Printre cele mai de succes piese ale sale se numără No Woman No Cry, One Love, I Shot the Sheriff, Exodus, Three Little Birds și multe altele. S-ar părea că moda, sau așa cum ne place nouă să-i spunem, fashion, a fost creat pentru femei și că doamnele sunt cele care sunt mai alintate atunci când vine vorba de stilul vestimentar pentru care pledează, dar să știți, creatorii de modă susțin că bărbații sunt mult mai pretențioși atunci când vine vorba de selecția articolelor vestimentare sau a stilului în general. Ei bine, Cristina a discutat cu stilistul Dumitru Iova și a aflat care sunt criteriile de selecție a hainelor atunci când vine vorba de vârstă și să știți că, da, există până la urmă și importanța acestui factor. Poate fi o adevărată provocare pentru un bărbat să fie îmbrăcat corect conform vârstei sale. Uneori aceștia pot urma un trend potrivit bărbaților mai tineri sau bărbaților mult mai în vârstă decât ei. De aceea ne-am propus astăzi să aflăm câteva sfaturi de la stilistul Dumitru Iova, care vă vor ajuta cu siguranță pe voi, dragi bărbați, să fiți îmbrăcați corect indiferent de vârsta pe care o aveți. Dacă vorbim despre bărbați, așa să-i grupăm până la vârsta de 25 de ani, eu cred că e o vârstă în care persoana se formează, inclusiv ca persoană, și într-a doua rând se formează un stil vestimentar. E o perioadă în care el poate să experimenteze încercând piese vestimentare din diferite stiluri masculine, așa să spunem. În timp perioada asta el ar trebui să încerce cât mai mult, că e o perioadă în care poți să greșești în vestimentație, să încercem experiențe de a combina cravate, accesorii și până la urmă ajunge la un anumit stil. Dacă vorbim persoana care după 30 de ani, eu cred că așa o persoană deja a avut destule experiențe în materie de vestimentație și persoana dată ar trebui să se îmbrace sau cel puțin să aibă câteva costume în garderobă. Sacoul ar trebui să fie ca un basic de fiecare zi, care să-l poarte, deja să aibă o cultură de a purta sacouri sau să-l simte ca două piele, așa să vorbim. Și în care poate deja face anumite asortări, cravată, batiste, avea o pereche de pantofi italieni calitativ, un costum croit pe măsură, o cămașă corespunzătoare. E natural ca ținutele să corespundă genului de activitate, stilului de viață, dar mai ales vârstei. Dacă cei mai tineri ar trebui să aibă în garderobă în mediu 3 costume în culorile gri, bleu-marin și negru, astfel ca să nu intervină niciun eveniment din viață care să-l surprindă, pentru bărbații mai în vârstă, prioritar este confortul. Pentru o persoană care deja e cu vârsta de după 60 de ani, eu cred că persoanele date mizează mai mult deja pentru confort. Încep a purta haine, așa spunem, puțin mai largi. Dar ce înaintăm în vârstă, e probabil și așa e o tendință, cred că la nivel mondial, că persoanele tind spre clasic, spre a fi mai elegant. Și respectiv ca și după 30, cât și după 60, oamenii poartă ținute mai clasice. Bărbații care preferă comoditatea unei ținute cu siguranță au în garderobă câteva perechi de blugi. Unii dintre ei optează pentru blugii rupți, care sunt piesa de tranziție de la un stil casual la unul formal. Totuși, sunt aceștia potriviți și pentru bărbații în ietate? E un trend care e în scădere în ultima perioadă, dar oricum, când a fost un trend la pic, așa să spunem, ulterior foarte multe branduri au preluat chestia asta și în fiecare an ele sunt un basic de colecție și sunt reinventate sub alte forme, alte culori și așa mai departe. Dar eu cred că o persoană în etate n-ar trebui să poarte niște blugi rupți. Oricum, și vârsta mult contează și la așa vârstă eu cred că persoana e deja cu multă experiență și tinde spre un stil clasic, elegant.
Dacă un bărbat are garderoba potrivită corect, își va putea crea zilnic ținuta pe care o va demonstra cu mândrie. Indiferent de aceasta, trebuie să țină cont de faptul că și la evenimente, costumul trebuie asortat corect conform vârstei pe care o are. Pentru persoane mai tinere, acum se spune, mai are scuze, adică poate să experimenteze. Depinde și dress code-ul evenimentului, dar eu cred că e ok să se îmbrace chiar și combinat. O jachetă și cu o perechi de pantaloni separați. Poate să fie cât de lăniță, poate chiar niște chinuri din bumbac, cu un sacou, cu o cravată sau chiar cu o cămașă simplu și elegantă. Adică e perioada în care are scuze, că e mai tânăr și nu e așa de experimentat, dar tot în același timp trebuie să fie cât de cât elegant, să arate fresh și să asorteze cât de cât ținuta. Dacă vorbim de o persoană de 50 de ani, atunci eu cred că ce eveniment n-a participat, eu cred că cel puțin ar trebui să fie să poarte un costum. Cel puțin, cu asortat cu o cravată, cu o batistă de buzunar, cu niște pantofi. Deseori un bărbat mai în vârstă poate arăta mai stilat decât cel care este la vârsta de 20-25 de ani. Probabil este din cauza experienței. Bărbații în etate au trăit tendințele modei mai multor ani și au un bagaj mai bogat în materie de stil și piese vestimentare. Un sfat ar fi permanent să experimenteze. Mulți au idoli. Fashion, acum sunt foarte mult fashion bloggeri sau persoane care dau un exemplu prin felul lor. Și eu cred că persoanele tinere, ca să pară așa cât mai maturi în materie de vestimentație, ar trebui permanent să poarte ținute cât mai masculine, cât mai clasice, din ca ajungând la o anumită vârstă sau chiar la mijlocul, la 30 de ani, să arăte ca o persoană, ca un bărbat care poartă un costum cu atitudine. Atitudine e principalul cred, factor care face diferența între o persoană care e mai în vârstă și o persoană care e mai tânără. Este un primar de nota 10, un adevărat exemplu, iar prioritatea sa este necesitatea publicului, necesitatea cetățenilor, dar mai întâi de toate este un adevărat domn. Sergiu Armașu, primarul orașului Ialoveni, invitatul nostru din această seară. Mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Bună seara! Eu vreau mai întâi de toate să știu care sunt abilitățile necesare pentru exercitarea funcției de primar. Că nu poate oricine deveni totuși primar. Eu sper că fiecare poate deveni. Depinde cum... care este atitudinea față de localitatea în care locuiești, față de cetățenii care locuiesc în această localitate. Și pe dumneavoastră ce vă caracterizează? Păi mai degrabă ar spune eu cetățenii ce mă caracterizează decât eu, fiindcă în cazul când cetățenii și-au făcut o alegere, cred că au selectat ceva și în cazul respectiv au selectat ceea ce și-au dorit. Nu știu dacă și-au dat votul. Dar... Eu sunt sigură că nu regretă niciunul dintre ei, dar totuși este o onoare sau e mai mult o responsabilitate funcția de primar? Eu vreau să spun că este și o onoare, este și o responsabilitate. În mai mare măsură este o responsabilitate, fiindcă atunci când localitatea este mică, este un număr mult mai mic de locuitori, evident că sarcini sunt mult mai puține, dar atunci când este o localitate mai mare, sunt și sarcini mai mari și obligațiuni mai multe și, evident, și probleme mai multe pentru localitatea unde ești în calitate de primar. Eu o să vreau să aflu mai multe în această seară despre proiectele pe care le implementați în Ialoveni, dar înainte de asta, spuneți-ne cât de importantă este familia pentru un primar și dacă mai aveți timp pentru aceasta. M-ați pălit unii, mă doare, probabil. Anterior vorbeam că am mai fost la o emisiune la televiziune și a sunat o doamnă și a spus că domnul Armașu, vă doresc succes, dar bărbatul a fost primar și vreau să vă spun că mai mult nu-mi doresc ca să fii primar pe viitor, fiindcă practic nu este timp ca să acorzi familiei, dar mă strădui atâta timp cât este, cât uși de puțin timp, dar să acorzi familie, fiindcă familia este familie. Cât de rău n-o fi, atunci când este cel mai rău, tot în familie. Da, te întorci la familie și familia este, cred, unul din pilonii cei mai importanți în calitatea mea de primar, fiindcă, iarăși, când îți este cel mai greu pe suflet, te întorci la familie, acolo discuți, acolo împarți și
succesele și durerile care le ai și poate chiar acele probleme care sunt existente pentru localitatea acolo unde locuiești. Apropo, s-a întâmplat vreodată să vă consultați cu membrii familiei vis-a-vis de problemele ialovenilor și să vă apară anume în familie o soluție bună? Da. Avem și asemenea cauze, dar vreau să spun că mai mult noi ne contrazicem în familie. Opa! Fiindcă eu am o viziune, dar familia are cu toate alte viziuni. Vedeți, în calitate de primar poate se vede altfel. Ești poate mult mai dominant asupra, sau mai autoritar asupra problemelor existente. În familie, ca un cetățean simplu, familia se află mai aproape de cetățeni, poate vede altfel. Și atunci, evident că este bine ca să iei în considerație ceea ce spune și familia, fiindcă... Dar au fost cazuri când, într-adevăr, familia au dat niște... Anumii membrii familiei mi-au dat niște îndrumări bune. Sunt susținut și asta mulțumesc familiei. Eu aș spune că familia este un factor foarte important pentru un primar. Până la urmă... Tot revenim la activitatea dumneavoastră, pentru că știu că aveți tare multe pe ordinea zilei, dar care sunt proiectele recent implementate în Ialoveni? La ultimul proiect, cred că să nu plecăm departe, este proiectul cu o donație făcută de către colegii noștri din Belgia, orașul Ieclo, prin contribuția înmijlocită a domnului primar Kun. Este o localitate care... Este foarte dezvoltată din punct de vedere a infrastructurii, dar această colaborare am făcut-o prin prietenii noștri din România, fiindcă avem mai multe orașe care suntem înfrățâți, dar este vorba acum în mijlocit de către comuna Tomești, Iași, județul Iași, unde domnul primar Timofti are o familie frumoasă care îl reprezintă. Ne-a sugerat vara trecută să primim o delegație din Uniunea Europeană. Evident că n-am refuzat, am primit-o. Probabil că ne-am prezentat bine, că altfel nu eram acei parteneri de bază și nu beneficiam de această donație. Am beneficiat de o ambulanță performantă, dotată. Și chiar discutam cu colegii de la urgență că atunci când orașul este mare, este posibil de a găsi fiecare familie după străzi și atunci când caut noaptea la ora 2-3 de noapte, nu sunt întreg vecinul unde trăiește X, unde Y, când străzile nu sunt, dar mijlocul de transport este dotat și cu sistem GPS. Atunci chiar am convenit ca să găsească harta orașului Ialoveni și nu numai orașului, fiindcă este o ambulanță de acordare a primul ajutor dotată și atunci evident că în cazul respectiv chiar ar fi bine ca să avem acest sistem GPS și nu numai pe orașul Ialoveni, dar chiar pe întreg raionul, fiindcă nu ne punem ca prioritate să deservească doar orașul Ialoveni, dar chiar și pacienții raionului, fiindcă vă dați seama că am donat-o la asistența de urgență din raionul Ialoveni, dar cu scop ca să, în majoritatea cazurilor, să servească orașul Ialoveni, fiindcă a fost donată de către colegii noștri pentru orașul Ialoveni. Da, care a fost reacția cetățenilor cu referire la acest proiect de donație? Reacția a fost diferită. Vreau să vă spun că o categorie de cetățeni spun că e un automobil vechi, vreau să-i contrazic, fiindcă nu este un automobil vechi. Automobile care sunt la dotarea secției de urgență din orașul Ialoveni sunt mult mai învechite decât mijlocul de transport care l-am primit noi, asistența socială. Noi am venit nemijlocit cu acest automobil tocmai din Belgia. 3.000 de kilometri a parcurs însăși automobilul fără ca să-l aducem prin altă cale. Deci am mers anume pe calea drumului parcurgând această distanță. S-a prezentat foarte bine pe tot drumul care l-am parcurs. Evident că este gheață, este acum iarnă. Am avut drumuri și mai bune și mai rele, dar nu ne-a dat de gol automobilul, deci atâția kilometri am parcurs. Am încercat să utilizăm toate sistemele din dotare, care de asemenea s-au prezentat bine. Chiar spuneam că mijlocul de transport dispune de sistem GPS și totodată dispune de o cameră de luat vedere atunci când este necesar ca să acorde primul ajutor medical. Deci șoferul care este la volan și medicul din față deja vede ce se face în spate. Chiar atunci când și este... Eu sper că aceasta, din punctul meu de vedere, este ceva că au apreciat-o și medicii, nu numai eu.
este ceva care chiar ne avansează și ne promovează în cazul dat. Deci cetățenii sunt, mă rog, asta este părerea lor și eu cred că este o părere bună, fiindcă pentru noi este important anume faptul că atunci când salvăm o viață, eu cred că este mult mai important decât este automobilul sau cuiva îi place sau nu cuiva, atunci când o salvăm o viață, două, trei, asta este mult mai important pentru noi decât rezultatul contează. Da, părerile, da, părerile cetățenilor sunt diverse, sunt păreri și bune și mai puțin bune. Da, apropo, nu știți dacă deja au fost înregistrate cazuri de chemare a acestei ambulanțe? Nu au fost cazuri de chemare, fiindcă urmează viața. Am vrut să mă opresc anume la moment, fiindcă am avut experiență din mai multe state. Atunci când se face o donație, de exemplu, multe state nu au problemele care le are Republica Moldova, fiindcă am fost nevoiți să îmblăm la toate autoritățile. Eu vreau să mulțumesc la domnul director de la serviciul de urgență din raionul Ialoveni, care s-a implicat în mijlocit. Avem de făcut aviz de la Ministerul Sănătății, aviz de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, VAMA, matriculare. Deci sunt niște, chiar astăzi m-a sunat domnul director, că încă nu am făcut tot pachetul documente. Este tot pachetul, evident că urmează să alergăm. Vreau să vă spun de practica altor state. Atunci când se donează în un mijloc de transport, mijlocul acesta în 5 minute s-a făcut toată procedura. Atât. Nu mai durează nimic, absolut. Dar spune, mulțumesc noi avem, și da, noi avem o procedură care o avem. Chiar ultima deplasare, că am avut-o în Maroc, această întrebare m-a trebuit. Cât de complicat este ca, iată, procedura asta de donație? Fiindcă iau autobus pentru elevi, au autobus mari chiar. Deci diferite mijloace de transport, care sunt necesare pentru localitățile acolo care tot le donează primăriilor. 5 minute maximum durează ca toată procedura, ca acest mijloc să fie pus la evidență și fără ca să facă devamare, fără ca să facă... Deci, și la noi sunt zile întregi. Toată procedura asta. E poate nu sunt zile, dar chiar săptămâni și chiar, poate chiar să dureze și o lună și mai mult. Și aveți suficient curaj să mai aduceți proiecte de donații? Nu renunțați niciodată? Noi discutam astăzi, dar noi ne facem probleme noi singuri. Deci noi o primim, noi o donăm și la urmă tot noi avem probleme. Evident că avem curaj, fiindcă noi cu colegii noștri din Iecluș și din România avem în cadrul acestui proiect, mai avem, deci ni s-a propus o donație pentru spital în jur de la peste 100 de paturi, care sunt destul de buni, noi am fost, am văzut, deci actualul spital, s-a construit un spital nou, deci toate paturile care sunt în actualul spital, ei le donează. Și le donează, iarăși, fiindcă România a decis și toți cei care sunt din Belgia au considerat că cel mai oportun ar fi să le doneze Republicii Moldova, deci avem o colocare și cu Ungheniu, sperăm că poate aceste paturi o parte să primească Ungheniu, o parte Ialoveniu, vedem cum deja o să decidem. Dar cum rămâne concurența între primari? Plus la aceasta, bine... Deci aceasta este, concurența este loială. Bine, eu atunci când mi-am asumat această responsabilitate ca să închei un acord cu această asociație, am fost conștient că o să am mult mai multe probleme, că atunci când primești o donație, evident trebuie să alegi la o autoritate, la două, la trei, sunt probleme, dar asta este o procedură care nu trebuie să respectăm, legală. Dorim, noi nu dorim, trebuie să o respectăm. Și atunci... Eu mi-am dat bine seama că da, o să avem mult de lucru, dar are de beneficiat și orașul, are de beneficiat și instituțiile. Și chiar încă un proiect mult, iarăși de asemenea cu Eclo Belgia și cu partenerii noștri din România, Tomeștiu, Prisăcaniu, multe alte orașe care suntem înfrățite, așteptăm o donație pentru grădinițele noastre, care vedem. Eu sunt deschis și în continuare sunt adeptul la promovarea acestui proiect în continuare. Suntem membri acestei asociații, deja avem și responsabilități, dar avem și câștig din ceea ce facem, fiindcă la primăvară aș trebui să primim o delegație iarăși din Uniunea Europeană, care depinde cum noi o să-i primim. O să-i primim bine, o să avem, cred că, de... Da, noi știm că dumneavoastră știți cum să primiți delegațiile, chiar și cetățenii, oricine are o întrebare, sunt sigură că sunteți acolo ca să îl ajutați. Care sunt planurile dumneavoastră pentru viitorul Ialovenului? Care sunt următoarele puncte pe care vreți să le realizați? Deci, ține de... Noi acum avem mai multe probleme sau mari probleme la compartimentul sau segmentul infrastructură.
de ce ține de apă, canalizare. Deci dacă apeductul la noi undeva aproape de 90% este asigurat, pentru orașul Ioloveni iarăși nu este capacitate suficientă. Acum aducem tratative cu apă canal Chișinău. De asemenea, să avem o convocare, fiindcă am sesizat chiar însăși prim-ministru despre problema existentă și ține de sistemul de canalizare și apeduct în orașul Ioloveni. Dacă ați sesizat, avem foarte multe clădiri care se construiesc și deja sunt construite. Orașul se dezvoltă, se mărește numărul de locuitori, cerințe sunt sau din partea cetățenilor sunt mult mai multe și chiar avem o problemă cu sistemul existent de apeduct și canalizare. Sper că să o soluționăm în cele din urmă. Domnul prim-ministru a pus și o viză către Ministerul Construcției și Dezvoltării Regionale ca să convoace ședință, inclusiv să fie invitat reprezentanții primăriei orașului Ioloveni ca să soluționeze această problemă. Acum suntem în demararea câteva proiecte, deci întreg proiectul este de 18 milioane de lei, ceea ce ține de sistemul de asigurare cu canalizare pentru orașul Ioloveni. Deja s-a desfășurat achizițiile pe proiectul de sectorul Bozu și Huțuleu ca un oraș Ioloveni, care sperăm că cine o să fie câștigătorul ca să fie un agent care să-și onoreze cu demnitate acele atribuții care le revin. Avem deja cu Agenția de Dezvoltare Regională Centru alt proiect deja pe sectorul Albeni, care de asemenea ține de sistemul de canalizare cu dezvoltarea ulterioară a sectorului ATB 16. Deci, eu le numesc după sectoare, fiindcă avem în jur de 8 sectoare care noi ne străduim pe fiecare ca să le asigurăm. Acestea sunt unele din proiectele mari. Deci, un alt proiect mare este ceea ce ține cu asigurarea cu iluminat stradal LED, fiindcă avem un proiect câștigat de asemenea, care toți întreabă ce se întâmplă în Ioloveni, s-a scos iluminatul stradal și iată, dar noi am asigurat, cel puțin am schimbat sistemul existent și am pus câte un sistem existent de iluminare piste un pilon ca să putem să asigurăm iată, acest proiect să-l promovăm cu succes. Sper că în decurs de 3-4 luni o să avem deja un iluminat stradal pe centrul orașului Ioloveni, intrare-ieșire, cât și pe strada Basarabia care o să beneficieze de acest proiect. Eu știu că tare mulți primari spun că întâlnesc, se confruntă cu probleme atunci când vine vorba de stafful primăriei, că sunt puțin angajați, sunt puțin lucrători, persoane interesate. La dumneavoastră care este situația? Dar eu sper, din punctul meu de vedere, este bine noi să activăm. Cât de greu nu ne-ar fi, noi trebuie să ieșim din situație. Atâta timp cât o să ne plângem, cred că nimeni nu o să ne soluționeze problemele. Și este bine să discuți, să fii tot timpul în contact cu cetățenii, în contact cu Consiliul Local, în contact cu angajații primării. Da, este, într-adevăr, este foarte mult și multe probleme. Angajații lucrează supra-normă, cu un salariu care îl cunoaștem cu toții, care s-a abordat problema acum și la întâlnire cu domnul prim-ministru, care ne-a asigurat că se va majora salariul la toți funcționarii publici. Sperăm că se va soluționa și această problemă și noi vom avea mult mai mult curaj ca cu demnitate să ne îndeplinim acele obligațiuni care le avem pentru angajații primării. Dar vreau să vă spun că chiar acum Consiliul mi-a acceptat, eu vreau să mulțumesc pentru acest fapt, pentru două funcții de... E clar că asta este din bugetul nostru local, ca să, cu un buget existent auster, cum îl spunem noi, cred că fiecare primar o spune acest lucru. Da, este o problemă universală. Este imposibil ca să asigure mai multe funcții, dar noi ne-am dorit, eu cred că noi să ne sprăvim și încă două funcții de promovare a proiectelor, de funcționari sau specialiști în domeniul promovării proiectelor. Sper că o să ne accepte și cancelarea și nu o să avem probleme la acest capitol și o să avem mult mai multe proiecte. La ambiția de care dați dovadă, eu sunt sigură că o să vă reușească toate. Pe final de discuție vreau să dați câteva sugestii tinerilor care poate visează să ajungă primari. Ce ar trebui să facă? Asupra căror detalii ar trebui să atragă atenția? Eu, din punctul meu de vedere, sper că orice persoană care își dorește ca să devină primar, în primul rând trebuie să aibă cât mai mult să fie în raport sau să afle în contact cu cetățenii, fiindcă asta este foarte important. Fiind în contact cu cetățenii, niciodată nu putea afla care sunt problemele existente pe fiecare sector în parte, în special pentru o localitate mare, fiindcă unde este localitatea mare, evident că este mult mai greu să afle problemele pe fiecare sector în parte și de aceea
Eu le-aș sugera ca să fie tot timpul alături de oameni, să discute cu oamenii, să vadă care sunt problemele oamenilor, să nu îi divizeze pe pături, fiindcă sunt pături social vulnerabile, sunt persoane care locuiesc, care trăiesc mai greu, sunt pensionari care trăiesc foarte, foarte greu, cu o pensie care noi toți o cunoaștem, care este. Dar și nu trebuie de uitat tineretul, fiindcă noi avem proiecte chiar pentru tineret, avem ultimul proiect care a fost cu partenerii noștri din Polonia, un stadion care este primul Republica Moldova de tenis de câmp, care este deja dat în exploatare. Sperăm la primăvară să desfășurăm și competiții la nivel național pe acest teren. Wow. A fost invitată doamna Tauber, care este președinte Federației de Tenis de Câmp. Eu sper că tinerii trebuie să-și dorească acest lucru. Atunci când nu ți dorești doar de a fi primar, eu cred că nu este suficient și atunci nu va avea acele rezultate care și le dorește ca să le aibă. Și cetățenii, cred că altfel, o să primească acest lucru. Eu sper că trebuie tot timpul să iei în considerație toți cetățenii. Deci nu trebuie divizat pe categorii, fiindcă atunci n-o să ne reușească. Eu vă mulțumesc tare frumos pentru prezența în această seară și vă doresc succes în toate proiectele pe care vi le puneți în scopuri. Și eu vă mulțumesc mult, mulțumesc pentru invitație, vă doresc succes în continuare. Mulțumesc tare mult, stimați telespectatori, noi continuăm emisiunea Despre și pentru bărbați și în cele ce urmează vă îndemn să urmăriți rubrica Agenda Culturală, să vedem unde mergem și ce spectacole urmărim. Salutare, dragii mei! Iată că deja ne aflăm în ultima lună de iarnă. Un prilej potrivit pentru a profita de timpul geros de afară și de a invita persoana iubită la un teatru sau la un concert, care o să-i provoace satisfacție și relaxare. Pentru această săptămână vă propun să începeți cu piesa de teatru For Mama, la Teatru Geneza Art, care o puteți vedea pe 8 și 9 februarie de la ora 18:30, interpretată excepțional de către actori. For Mama este un spectacol despre viață și sensul ei, despre dragoste și încercările prin care trece un om conștient și înțelept. Spectacolul reflectă viziunea despre responsabilitatea pe care o are fiecare dintre noi față de sine însuși, în raport cu lumea în care trăim. Este timpul ca oamenii să învețe să răspundă pentru faptele lor, pentru gândurile pe care le au și pentru fiecare cuvânt. E timpul să trăim viața cu mai multă înțelepciune și să ne dăm seama că ceea ce se întâmplă cu un om se întâmplă de fapt cu o lume întreagă. For Mama este un spectacol după texte din literatura antică și contemporană despre mamă, ca noțiune generală a existenței noastre. Și patria este mamă, și natura este mamă, și durerea este mamă, viața este mamă. Pentru cei care iubesc muzica populară și doresc o reîntoarcere la rădăcinile neamului nostru, vă propun în data de 8 februarie să plecați la concertul de muzică populară, în cadrul căruia va avea loc examenul de master al Olgăi Strati și Larisei Sprâncean la Filarmonica Națională Serghei Lunchevici. Intrarea este liberă, deci toți doritorii de muzică populară pot veni să-și delecteze auzul cu vocele cele două artiste. Iar dacă doriți cu adevărat să plecați la un eveniment inedit, care să vă rămână impregnat în suflete, vă propun să plecați joi, 9 februarie, la ora 18:30, la opera Turandot, care este compusă în 3 acte de Giacomo Puccini, pe un libret de Giuseppe Adami și Renato Simoni, după o piesă de Frederick Schiller, bazat pe un bas persan inclus în colecția lui Carlo Gozzi, 1001 de zile, secolul al XVII-lea. Partitura pe care Puccini a lăsat-o neterminată a fost finalizată de Franco Alfano. Deci, dragi bărbați, fugiți cât mai curând la casele de bilete și faceți-le o surpriză plăcută doamnelor din viețile dumneavoastră. Iubirea se manifestă prin gesturi mici, dar cu o încărcătură emoțională puternică. Acestea sunt momentele cele mai oportune pentru a vă surprinde femeia de alături, pentru că, să țineți minte, orice domnișoară va spune, da, sigur, cu plăcere, îți mulțumesc mult atunci când o veți invita la un concert sau la un spectacol,
Dar, stimați bărbați, trebuie să știți că pentru o viață fericită, pe lângă faptul că trebuie să consumați mâncare sănătoasă, fructe, legume, fără sare, zahăr și grăsimi în exces, este bine să aveți și niște activități care țin de timpul dumneavoastră liber. Acele activități care se numesc hobby. Ei bine, astăzi noi vă propunem să descoperim fotbalul nu ca un sport de performanță, dar ca un hobby foarte îndrăgit și, apropo, unul dintre cele mai practicate la nivel internațional. Bărbații sunt ființe ingenioase, creative și sunt adepții performanțelor. Pe lângă meseria de bază, fiecare își regăsește locul într-un anumit hobby. Astăzi o să vorbim despre cel mai practicat sport din întreaga lume, fotbalul. Fotbalul este cel mai iubit și urmărit sport la nivel global, născând mari pasiuni pentru bărbați. Pe lângă plăcerea de a privi un meci de fotbal, acesta are și foarte multe beneficii. Dacă sunteți niște persoane sedentare și aveți anumite ezitări, aflați că nu există niciun motiv care să vă țină departe de terenul de fotbal. Din contră, un nou studiu științific arată că pe termen lung, practicarea fotbalului de agrement, indiferent de performanță, pentru sănătatea jucătorului. Fotbalul este sportul rege, având foarte multe beneficii. Majoritatea bărbaților care sunt adepții acestui sport îl practică oriunde găsesc un loc liber, fie pe un teren de fotbal, fie pe un teren improvizat sau pe un gazon sintetic. În momentul în care îți dorești o pauză din tot amalgamul vieții cotidiene, o soluție ar fi fotbalul. Fiind la îndemâna oricui, îl poți practica oriunde în aer liber. Acesta este un sport comod, fiindcă nu necesită investiții financiare mari și este de ajuns să primești dragoste și satisfacție. Sportul ne oferă o viață mai sănătoasă și ne pregătește creierul pentru o îmbătrânețe mai ușoară. Capacitatea de memorare poate fi îmbunătățită oricând prin intermediul sportului fizic și mental. Orice activitate sportivă reduce stresul și îți oferă o stare de bine. Iată un motiv în plus de ce ar trebui să începi a juca fotbal. Un hobby foarte bine ales poate să vă ajute să depășiți și anumite depresii. Dacă vă amintiți, joi am discutat cu psihologul consilier Irina Novac despre satisfacția jobului și care sunt consecințele nemulțumirii de locul la care vă exercitați responsabilitățile de muncă. Ei bine, să știți, astăzi este Ziua Internațională a Pierderii Locului de Muncă. Să știți că asta este chiar o depresie și un motiv foarte propice pentru a intra în stări de anxietate, în mod special pentru bărbați. Psihologii susțin că bărbații reacționează la pierderea locului de muncă exact în aceeași măsură cum ar depăși fie un divorț, fie moartea unei persoane apropiate. Pierderea locului de muncă are și ea niște etape prin care ne pune să trecem. Prima stare este cea de șoc, atunci când nu înțelegi pur și simplu ce se petrece cu viața ta. Etapa numărul 2 este negarea, atunci când trebuie să spui că șeful e de vină, că este o mare greșeală ceea ce ți s-a făcut. Etapa numărul 3 este furia, atunci când încerci să găsești pe cineva de vină, fie colegul nu ți-a spus ce trebuia să faci, fie superiorul a încercat să facă tot posibilul pentru a se debarasa de tine. Iar în final vine depresia, ceea ce nu trebuie să fie și cazul dumneavoastră. Încercați să găsiți soluții, să ieșiți în oraș cu prietenii, să fiți consolați de persoana iubită. Stați liniștiți că vine și etapa negocierilor cu alți angajatori. Important este să nu vă pierdeți niciodată speranța. Dar dacă este totuși Ziua Internațională a Pierderii Locului de Muncă, haideți să vedem ce ne-a pregătit și Nicole în cadrul rubricii Good to Know. Salutare! Iată că astăzi este Ziua Internațională a Pierderii Locului de Muncă. Chiar dacă este un subiect cu tentă negativă, nu uitați că există o soluționare a tuturor problemelor. Este foarte important să învățăm să trecem cu bine peste astfel de perioade. De asemenea, este important să învățăm să ne gestionăm bugetul din timp. Puțini sunt tinerii din țara noastră care, deși lucrează în cadrul unei companii multinaționale, sunt remunerați la adevărata lor valoare. Din păcate, un om cu aceeași experiență și vârstă, angajat pe același post, într-o țară mai dezvoltată, va avea un salariu cel puțin dublu. Fiecare dintre noi, chiar dacă salariul pe care îl avem acum nu este unul mare, trebuie să ne gândim și la ziua de mâine. Este bine în acest sens să facem mici economii.
este normal ca șocul și refuzul să apară imediat după ce primești vestea. Teama și panica se vor face simțite abia în următoarele zile, în timp ce îți analizezi situația financiară și îți evaluezi necesitatea începerii căutării unui loc de muncă. Depresia poate fi moderată și vindecată cu o repriză bună de plâns sau poate fi atât de intensă încât să inhibe funcțiile normale și să ceară asistența medicală. În cazul în care căutarea unui loc de muncă este prelungită prea mult, s-ar putea să experimentezi crize de depresie repetate. Resemnarea este etapa în care folosești deja o atitudine optimistă și mergi mai departe în căutarea realistă a unui loc de muncă. Felul în care vei trece peste aceste etape s-ar putea să difere foarte puțin de descrierile făcute, dar ceea ce este cu adevărat important este felul în care vei face față fiecăreia dintre ele și care va fi procesul prin care vei trece. Sunt oameni care, deși disponibilizați, își doresc un loc de muncă similar cu cel pe care l-a ocupat anterior, atât din punct de vedere profesional, cât și financiar. Marea majoritate ar accepta cel puțin pentru moment o astfel de oportunitate profesională. Problema apare însă atunci când, deși ai aplicat la multe joburi, nu te sună nimeni pentru a te invita la un interviu. Atunci oamenii devin complet demoralizați. Ce am putea face pentru a trece peste astfel de situații? Cum ar fi demotivarea și pierderea încrederii în sine? Deci, în primul rând, ar trebui să ne găsim propriul nostru echilibru. Să analizăm situația în care suntem și să luăm o decizie în ceea ce privește concesiile pe care le putem face și cu care ne-am simțit confortabil și nu în ultimul rând să ne stabilim un plan de acțiune pentru viitorul apropiat. O încredere în sine scăzută nu ne va ajuta niciodată să trecem cu bine peste un interviu. Aveți încredere în voi și demonstrați cu argumente calificarea pe care o dețineți. Unul dintre cele mai importante lucruri pe care nu trebuie să-l uiți este că există nenumărate persoane care îți pot da o mână de ajutor în astfel de situații. De la rudele apropiate, la psihologi, agenții de recrutare, până la persoane întâlnite întâmplător. Oricine te poate ajuta să-ți organizezi un plan de bătaie. Este binevenit. Dacă ți-ai pierdut locul de muncă de câteva săptămâni și încă nu ai capacitatea de a trece peste această perioadă, specialiștii îți recomandă să ceri imediat ajutorul persoanelor specializate. Nu ezita să te înscrii în banca de date a unei agenții de recrutare. Deci, dragii mei, dacă treceți printr-un astfel de moment dificil, nu ezitați și imediat completați-vă CV-ul și expediați-l la mai multe companii, care ulterior o să vă vină cu răspunsuri pozitive. Vă doresc mult succes! Doamnelor și domnilor, la ora 19:00 la Noroc TV începe programul informativ actual prezentat de colega mea Lucia Roșca. În cele ce urmează însă eu vă propun să vedeți care sunt subiectele zilei. Aproximativ 600.000 de oameni au ieșit în stradă în România pentru a cere demisia guvernului Grindeanu. A șasea zi de proteste a însemnat un record de participanți după Revoluția din decembrie 89. Aleșii locali din Consiliul Municipal Chișinău vor avea un sistem de vot electronic. Costul proiectului este estimat la 1,2 milioane de lei. Un băiețel de 5 luni a murit, iar sora lui geamănă a ajuns la spital în stare gravă după ce au băut iaurt. Tragedia a avut loc în satul Mitoc din raionul Orhei. Actorul Gheorghe Pârlea a fost astăzi petrecut pe ultimul drum. Sute de admiratori, familia și colegii maestrului și-au luat rămas bun de la artistul care i-a făcut să zâmbească decenii la rând. Radu Albot se menține în top 100 al celor mai buni jucători din lume. Situația tenismenilor din Moldova în clasamentul mondial este una mai modestă. Mai multe informații cu siguranță aflați la ora 19:00, așa că rămâneți cu ochii pe Noroc TV, echipa norocelilor, care este gata întotdeauna să vă dea cele mai bune informații, dar și cele mai veridice. Pentru astăzi, noi în cadrul emisiunii atât am vrut să vă spunem, însă nu uitați că eu vă aștept și mâine la aceeași oră 18:00
cu mare semn de exclamare, mâine vine o invitată extraordinară, un consultant în resurse umane, Mihaela Roșcov, care ne va învăța cum să elaborăm corect un CV, de ce este important acest document și care sunt gafele pe care de cele mai multe ori le comitem noi atunci când scriem acest CV. Cert e faptul că mâine avem și multe alte surprize, așa că rămâneți în echipa noastră pentru că venim de fiecare dată cu mare deschidere de inimă. Până atunci însă să aveți parte de o seară cât mai frumoasă alături de cei dragi și nu uitați să faceți persoanele din jur să zâmbească pentru că și ele la rândul lor vă vor aduce doar sentimente de iubire. Pa, pa!